parizienii vor amenaja unul din cele mai frumoase locuri ale orașului Le Champ de Mars, într-un fanzon pentru iubitorii sportului rege, care va fi disponibil pe durata campionatului european din acest an. Parizienii și vizitatorii din toate vârstele vor avea posibilitatea de a trăi o experiență unică, cu emoții excepționale din jurul fotbalului. Fanzonul de lângă turnul Eiffel va găzdui până la 92.000 de persoane și va fi ultrasecurizat. În cadrul orășelului vor avea loc controle corporale, filtre, controle magnetice, 400 de agenți de securitate fiind mobilizați pe lângă forțele de ordine ale poliției. În plus, zona va fi supravegheată de 40 de camere video. Iubitorii sportului rege vor putea savura meciurile pe un ecran gigantic în jurul turnului. Pe lângă aceasta, transmisiunile partidelor vor fi asigurate și de 8 ecrane suplimentare. Campionatul european din 2016 se desfășoară în perioada 10 iunie-10 iulie.